Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina de aproape o lună trece la un alt nivel, în condițiile în care Moscova a utilizat prima rachetă hipersonică care zboară cu 6.000 de km pe oră. Atacul s-a produs asupra unui depozit de arme din Deliatin, situat la aproximativ 80 de km de granița cu România. Conform oficialilor ruși, racheta hipersonică Kinjal are caracteristici tehnice impresionante, putând lovi o țintă de până la 2000 de km distanță și avea o viteză de 6000 de km pe oră. Depozitul de arme al Ucrainei, care a fost atacat de armata Rusiei, se află la Deliatin, o localitate situată la doar 80 de km de Valea Vieșului din România, de la granița cu Ucraina. Racheta Rusiei Kinjal a fost lansată, potrivit experților, dintr-un avion MiG-31. Ea a apărut pentru prima dată ca una dintre cele mai avansate arme ale Moscovei într-un discurs al lui Vladimir Putin din 2018. Atacul hipersonic al Rusiei din Ucraina reprezintă și un avertisment pentru NATO și Statele Unite. Este un semnal pentru Occident, pentru că Vladimir Putin este enervat că Vestul îndrăznește să transfere arme Ucrainei.